Ce faceți? L-ați vândut pe Sorescu, am văzut. Da, de alaltă ieri seară. Ce înseamnă transferul ăsta pentru Dinamo? Înseamnă o gură de oxigen serioasă din punct de vedere financiar. Aveam foarte mare nevoie. Da. Înseamnă deja îndeplinirea unor condiții prevăzute în planul de reorganizare referitoare la vânzarea unor jucători. Da. Asigurarea unor surse de finanțare necesare continuării activității curente care erau indispensabile acestei activități. Deci, practic, se duce un pic din presiunea financiară în momentul ăsta. Un pic doar. Un pic, pentru că în ultimele două luni presiunea financiară a fost imensă, de asta și eram puțin în întârziere cu salariile și pe ultima lună și urmează acum să le plătim. Urmează să mai intre și drepturi TV, deci în principiu ar trebui să ne descurcăm pe următoarea perioadă. Ok. Îmi permit să vă întreb, puteți să nu răspundeți, clauzele care au apărut în presă sunt corecte? Adică e posibil să ajungă la 1,5 milioane de euro? Da, e posibil să se ajungă, dar să fiu sincer, ar trebui să se alinieze foarte multe planete. Da. Pentru că aceste clauze cuprind inclusiv eventuale participări în grupele Champions League. Ok. Plus 15% în caz de revânzare, aici poate ceva, nu? 15% înseamnă procentele pe care Dinamo le-a păstrat drepturi asupra jucătorului. Da. Deci, în caz de revânzare, vom primi 15% din suma după plata impozitelor. Deci, pleacă Sorescu în Premier League pe 50 de milioane. 15%. Doamne ajută. Bun. Pentru vestiarul lui Dinamo, ce înseamnă însă plecarea lui Sorescu? Vreau să vă întreb. Acum, evident că Sorescu era un jucător important, dar cred că își atinsese maturitatea sportivă posibilă la acest club. Okay. Eu cred că e timpul să vină jucători din spate, jucători noi, jucători tineri, jucători care vin din curtea lui Dinamo și care ar putea să-l suplinească pe Sorescu. Cred că nici pentru club, nici pentru Sorescu nu era bine ca el să mai rămână la Dinamo. Dumneavoastră ați văzut că noi în vară nu am fost de acord ca el să plece, da. Tocmai pentru a ajuta sportiv echipa și tocmai pentru a putea avea o perspectivă corectă asupra sumelor pe care le vom putea încasa pentru Sorescu. Da. Și eu cred că am procedat bine pentru că am încasat niște sume mult mai bune decât ceea ce avusesem inițial. Dar astăzi cred că este bine și pentru Dinamo și pentru Sorescu că el s-a dus către un alt club.